majorile salariale. A fost o propunere încă de la început, atât a mea cât și a domnului prim-ministru, de a veni cu un memorandum în guvern. Normal că domnul prim-ministru promovează acest lucru, având aceste atribuții, și cred că este o decizie corectă. Am văzut și ministru Justiției, că a ieșit și a făcut lămuririle în ceea ce privește anexele și fundamentările unei ordonanțe de urgență, și din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare. În următoarea grilă, salariul debutantului va pleca de la salariul mediu brut pe economie. Sindicatele se vor întoarce? Nu am avut nicio discuție cu... Eu cred că e un moment în care s-au îndeplinit toate cerințele inițiale ale liderilor de sindicat și este normal că în acest moment, când avem și un memorandum, avem și o ordonanță care nu putea fi trecut în corpul ordonanței, s-a trecut și a explicat, repet, ministrul Justiției, cred că din acest moment trebuie să ne gândim la copii și să închidem anul școlar, ca pe urmă, împreună cu ministrul Muncii, să terminăm grila așa cum ne-am asumat până pe 15 iulie. Și legea regulamentară ar putea avea loc săptămâna aceasta dacă se rezolvă problema cu greva? În primul rând, ați văzut, de la început am anunțat că în primul rând trebuie să închidem greva din educație. Și pe urmă sunt ferm convins că o să venim în fața dumneavoastră și o să vă prezentăm noul calendar. Există riscuri să se întâmple același lucru și cu domeniul sănătății, pentru că sunt și sindicatele din sănătate care... Am avut deja vreo 2-3 discuții. Acolo sunt niște restanțe la legea 153, la fel cum sunt anumite restanțe și în domeniul de apărare și la ordine publică. Și din câte știu eu și din ce am discutat cu domnul prim-ministru, mâine, în ședința de guvern, aceste anexe vor intra în ședința de guvern și se vor suplimenta acești bani. Repet, diferențe la legea 153 este cu tot o altă abordare față de domnii din educație, care ajunseseră la limita maximă. Deci, elementul unor nu a semnat acest acord. Este un, primul rând, nu e un acord politic, e un angajament al meu și al domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, a celor două mari partide, care ne-am asumat în acest moment această discuție și, până la urmă, această grevă. Având în vedere acest angajament, ar trebui premierul Nicolae Ciucă în această săptămână să își depună mandatul? Cred că am răspuns la această întrebare și eu nu... Știu ce ar trebui să facă domnul prim-ministru. Eu știu foarte bine ce trebuie să fac eu. Ce trebuie să face? Mai rămână la guvernare. Vedem că lipsește Kelemen Hunor din acest... Am văzut că la toate discuțiile și negocierile cu cei din educație am fost prezent eu împreună cu domnul prim-ministru. Solidari amândoi cu aceste greve. Atunci am venit, exact cum am propus de prima oară, cu un angajament politic în fața liderilor de sindicat și nu numai. În partea profesorilor. Le-ați atras separat un proiect pentru desființarea pensiilor speciale. Nu a fost discutat acest proiect în coaliție, de ce l-a depus doar Partidul Social Democrat? Și nu putea acest... Nu suntem un monolit. Grupul Partidului Social Democrat a avut această inițiativă. Acum îi certăm că au inițiative parlamentare. Încă este cu tot o altă lege. Încă s-a mai făcut greșeala aceasta și s-a constatat că e neconstituțional. Colegii mei au făcut exact ceea ce trebuie. Sunt ferm convins. Săptămâna viitoare veți fi instalat la Palatul Victoria în funcția de premier? Este a treia oară când... Întâi să terminăm cu greva din educație. Considerați că e amânată până...